Aș merge acum la un capitol important pentru atribuțiile unui președinte, problemele de securitate. George Maior a spus că își va depune mandatul după încheierea alegerilor, își va pune mandatul la dispoziție viitorului președinte. Dacă ieșiți președinte, ce faceți cu acest mandat? O să reflectez. În acest moment nu am ce să reproșez domnului Maior, dar nici nu am destule informații ca să știu dacă activitatea dânsului este... În continuare acestei idei, cât de reformată este partea? Da, că nu poate să continue domnul Maior. Doar spun că nu am informațiile. Cât de reformate vi se par servicii de informații și ce schimbări ați face acolo, dacă ați face? Auzim o serie de candidați și de personalități publice spunând că apreciază activitatea serviciilor, ele sunt apreciate și de afară. Dar și opinia dumneavoastră care este? Asta, da. Iarăși, fără să ai informații, când ești președinte, ai mult multe informații. Da. Atunci, pe baza ce le evaluați? Ele s-au reformat în procesul de integrare în NATO și apoi procesul de colaborare cu NATO. Și se vede asta. Adică sunt servicii de informații care apără democrații. Care apără democrația în România. Sunt implicate și lupta împotriva corupției, pentru că este o amenințare la adresa siguranței naționale. Cred însă că există și în continuare persoane care, cel puțin din ce citesc în presă, care n-au ce căuta acolo. Citesc totul de contracte dubioase făcute de serviciile de informații. Cu domnul Ghiță, de pildă. Chiar din comisia care ar trebui să controleze serviciile de informații. Asta vi se pare ok? Nu. Felul în care funcționează comisiile de control vi se pare ok? Nu. Cred că nu-și fac treaba bine. Tot legat de servicii, avem un scandal deja de o lună cu spionul care candidează la președinție. Au apărut zvonuri, informații neverificate până acum, cum că acest candidat, membru al unui serviciu secret, ar fi din SIPA. Fostul serviciu secret al justiției pe care dumneavoastră l-ați desființat. Aveți ceva informații în acest sens? Vi s-a părea verosimil să fi fost angajat al SIPA? Verosimil, mă întreb, dacă e posibil. Eu știu ce să vă spun. Deci nu am idee despre ce vorbește Traian Băsescu. Toate speculațiile, un spin despre care vorbim de o lună, dar nu prea știm despre ce vorbim. Nu știu. Nu am uitat în arhiva SIPA. Am numit o comisie cu un procuror și un judecător să se uite în ea. Și să se uite în ea, dar era sub cheie. Nu intra oricine. Și istorici. Ca apoi să facem public ce a făcut SIPA ca principiu. A făcut poliție politică. Pentru că astea erau informațiile că nu numai magistrați, sau numai de magistrați, ci și de politicieni. A venit domnul Chioariu, a desfințat comisia și înțeleg că după aceea s-a intrat oricine a vrut, a intrat în arhiva SIPA. Cum adică a intrat oricine a vrut? Dacă, da, pentru că era sigilat, era cheie și puteau intra, nu știu, eu, ministru și că cei doi oameni care erau desemnați să facă analiză după ce au fost istoricii și au făcut niște... Dar acele arhive n-au fost predate către CNSAS sau către alte instituții? Deci, am desfințat SIPA, dar am rămas cu arhiva. Da? Și atunci arhiva a rămas la Administrația Națională a Penitenciarelor, izolată într-un hol și în câteva camere, holul închis cu o ușă de metal, cu zăbrel și cu lacăt, și acolo am zis că această arhivă să rămână și să fie studiată pentru a spune apoi populației țării ce e în ea și ce s-a făcut cu ea. S-au urmărit judecători, avocați, procurori, pe bune, fictiv, s-au urmărit politicieni, pentru că așa se repete, erau informațiile că doamna Stănul, care fusese ministrul justiției, deci PSD-ul, folosise acest serviciu de informații și pentru a urmări opozanții politici. Mă întreb așa, dacă... Din păcate, revenim astea. La scandalul ofițer acoperit, foarte, foarte pe scurt, dacă dumneavoastră ați fi președinte astăzi, dar aș vrea să spun să singurul ministru care a desfințat propriul serviciu de informații. Ceea ce e foarte bine. Ceea ce e foarte bine. Dacă ați fi președinte astăzi și ați afla că unul din candidații la președinție e ofițer acoperit,
i-ați da numele publicității, adică pe scurt ați proceda așa cum procedează Traian Băsescu? Da, Traian Băsescu nu i-a dat numele din câte... Păi nu, da, spune... A anunțat că îi va da. Păi da. Va da. Sincer să fiu, deci, unul, pentru că este grav ca președintele țării să fie un ofițer de informații, el trebuie să fie șantajabil în fața nimănui, legea și dorința oamenilor. Ca atare, dacă aș fi făcut asta, aș fi spus de la început numele și cu asta gata. Dar asta l-aș fi făcut. Sau aș fi vorbit cu acel om și aș fi spus să se retragă. Dar nu așa că o iei cineva și o să vă spun mai încolo. Tot legat de serviciile de informații, România are acum unul dintre cele mai mari servicii SIE, fără șef sau cu șef interimar. Pentru că cu șef candidat. Meleșcanu candidează. Pe cine ați spune la șefie acestui nici serviciu? Nici nu cază Meleșcanu. Și nici nu dar de ce? Ce aveți cu Meleșcanu? Ce nu vă place? La dânsul. Este Serviciul Român de Informații Externe. Care e scopul acestui serviciu? Să apere România de pericole externe, da? Totodată aflăm cu toții că în timp ce era șef SIE, cineva a strâns semnături cu știința lui, că doar nu fi fără știința lui, mai ales că a decis să candideze. Deci a vrut să candideze. Și între cei care au strâns, deci unul, șeful unui serviciu de informații, care trebuie să apere România, își strânge semnături în secret ca să fie președintele României, nu e ok. Doi, între cei care strâng semnături este o organizație pro-rusă. Da? Colonelul Dogal, care și public și-a spus că i-a trăit semnături. Organizație pro-rusă. Și atunci mă întreb, de cine a apărat România Meleșcanu? Serviciul Român de Informații Externe? Și trei, mă întreb, ce fel de președinte o să fie Meleșcanu? Credeți că... Ne duce spre ruși? Lucrează cu rușii?